Două cuvinte. Mulțumesc, mama. E la televizor? Nu este aici, în public. I-am făcut o surpriză. Unde e mama? Cum să fim? E mama în public? Mama? 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 Nu era de el. Nu era pentru el. Pe bune. Te plângi că te-a înșelat. E extraordinar, dar și voi câte faceți. Ia uite. Te-a înșelat, Loredana. E, și... Asta e. Dar așa e în viață. Știu. Nu m-am dedicat cam foarte mult pentru relații, dar acum e doar pentru mine. Băi, revinu-ți, gata, uită de drama asta. Ești aici? Corect. Ai avut curaj că ai venit? Felicitări. Ai cea mai prietenoasă față pe care am văzut-o până acum. Mulțumesc. Într același timp, cea mai prietenoasă față care a cântat practic permanent sub ton. A fost spectaculos ca și atmosferă, dar nimic mai mult decât asta nu am văzut. Ești un tip simpatic, pozitiv, dar cochetezi cu muzica. Ești ca un civil care vrea să se înscrie în armată. Asta e un lucru bun în viață. Nu știu dacă e un lucru bun pentru un concurs de genul ăsta. Răspunsul meu pentru tine astăzi seara este nu. Mulțumesc. Okay. Felicitări pentru că ai trecut peste un moment atât de delicat, aș spune eu. Răspunsul meu pentru tine este un nu clar. Mersi mult. Mulțumesc. Din partea mea, cu părere de rău, ai un nu. Simt că ai nevoie de un impuls. Ai nevoie de o încurajare. Răspunsul meu e da. Mulțumesc. Fete, mai găsești, să știi. Nu te-a meritat. Vorbiți pentru Insula Iubirii, să-l trimite pe Ștefan, vă rog. Carla, vrei da. Cumva să te duci pe Insula Iubirii? Eu am fost. Hamud e încă marcat de relația lui, trebuie să treacă peste ea și trebuie să se gândească bine ce vrea să facă. Dacă tot ai ajuns aici, dacă destinul te-a condus la X-Factor, cântă ceva pentru viața ta, nu pentru ce a fost. Pentru că nu mai are niciun rost. Cântă ceva pentru tine. Iubirea nu dispare, înțelegi? Oricât ai vrea, oricât ai vrea, n-ai cum. Hamude, stai liniștit. Femeia ta este acolo undeva, te așteaptă. Ea va veni atunci când te vei aștepta mai puțin. Eroul romantic din tine nu trebuie să moară, nu are voie.